Se apropie lunile de foc iulie și august, luni în care activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Suceava se va dubla. Și asta pentru că în această perioadă cei care lucrează în străinătate vor veni în țară pentru a-și reînnoi documentele. De aceea, reprezentanții instituției sucevene fac apel către cetățeni să nu-și lase pe ultima sută de metri schimbarea actelor necesare, tocmai pentru a evita aglomerarea și îngreunarea serviciului. În momentul de față, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Suceava, activitatea se desfășoară în parametrii normali, fără dificultăți, dar perioada de foc se preconizează a fi după mijlocul lunii iulie. Ritmul de lucru este același la nivelul anului 2012, numărul de cereri fiind oarecum constant. S-a înregistrat o creștere a numărului de solicitări din ambasade, ceea ce înseamnă că a prins foarte bine la populație această oportunitate, respectiv depunerea cererilor de pașaport electronic în misiunile diplomatice ale României în străinătate. Competența verificării și aprobării acestor cereri este tot a Serviciului Pașapoarte Suceava pentru cetățenii care au domiciliul pe raza județului. Momentan, programul de lucru al instituției sucevene se desfășoară ca și până acum, fără modificări, în cazul în care vor apărea acestea, vor fi făcute publice. Programul de lucru este cel mediatizat și publicat și pe site-ul Prefecturii Suceava, respectiv 8:30-16:30, miercurea 8:30-18:30. Nefiind un ritm crescut de cereri, am rămas la acest program de lucru. Când vom sesiza că numărul solicitanților crește, vom anunța mărirea programului de lucru sau măsurile care s-au dispus pentru soluționarea cu operativitatea solicitărilor.